Direcția Generală de Pașaport a emis un comunicat prin care aduce clarificări privind eliberarea pașaportelor în această perioadă. Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a pașaportelor simple electronice sau simple temporare se realizează exclusiv online, prin completarea de către persoanele interesate a formularului de pe platforma www.epașapoarte.ro pentru depunerea cererilor de pașaporte la orice serviciu public comunitar de pașaporte. Prezentarea cetățenilor la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașaporte mai devreme de ora programării nu determină preluarea cererilor în avans, întrucât trebuie respectat intervalul orar stabilit pentru fiecare programare în parte. Cererile de pașaporte simple electronice sau pașaporte simple temporare se depun în țară, la oricare serviciu public comunitar de pașaporte, în cadrul programului de lucru cu publicul, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului. Statusul cererii de emitere a pașaportului simplu electronic poate fi verificat în timp real, accesând linkul disponibil pe platforma www.pașapoarte.ro, secțiunea Status Pașaport, pe site-ul oficial al Direcției Generale de Pașaporte, www.pașapoarte.mai.gov.ro, precum și pe site-urile instituțiilor prefectului, având ca și criteriu de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii. În comunicat se specifică faptul că pașaportul românesc nu se eliberează în regim de urgență. Pașaportul simplu temporar este singurul document care se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, doar în anumite situații de excepție ce trebuie dovedite după caz cu documente din care rezultă motivele ce determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate. În situația în care cetățenii nu reușesc să ridice documentele de călătorie de la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte la data stabilită cu ocazia depunerii cererii, aceștia vor putea să le ridice și la o dată ulterioară, fără a fi necesară efectuarea unei programări în acest sens. De asemenea, cetățenii au posibilitatea ca ulterior depunerii cererii să solicite ridicarea pașaportului de la sediul oricărui alt serviciu public comunitar de pașapoarte în afara celui unde au depus cererea sau de la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate. Pentru aceasta se va depune o solicitare la adresa de e-mail dgp.relațiipublice@mai.gov.ro. Detaliile despre documentele necesare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea pașaportului simplu electronic sau temporar se regăsesc pe site-ul www.pașapoarte.mai.gov.ro, secțiunea Eliberarea pașaportului.